Deși fructele de mare au devenit din ce în ce mai populare, mai mulți mehedințeni nici nu vor să audă de acest sortiment de mâncare. Unul dintre motive ar fi chiar prețurile mari cu care acestea se vând. Multe persoane se feresc să încerce feluri de mâncare străine, iar fructele de mare se numără printre marile provocări. Bineînțeles, nu sunt ușor de achiziționat și nici prețurile prea accesibile. Că sunteți atrasă de fructele de mare? Nu. Dar cum vi se par prețurile? Prețul e destul de mare. Prea sunt atras așa, dar îmi plac. Dar cum vi se par prețurile pentru aceste alimente? Cam priperate. Consumul de fructe de mare aduce mari beneficii pentru organism. Printre fructele de mare se numără mici animale marine, precum creveți, stridii, homari, crabi, caracatițe, scoici, langustine sau calamari ori sepie. Vom dacă sunteți atrasă de fructele de mare. Nu. Cu toate că locuiesc în Spania și nu-mi plac. Fructe de mare, păi de unde? De unde fructe de mare? Ați fi atras, dar de unde? De unde să le luăm? Vi se par prețurile, de exemplu, la fructele de mare pentru români? Sunt mari. Mari și nici n-ai de unde să le procuri, chiar dacă ar fi, ar mai lua 100 de grame, ăla, n-ai de unde să le iei. De la ce magazin să cumpără? Fructele de mare sunt pline de nutrienți. Dacă există un lucru important de reținut, este că fructele de mare nu sunt doar slab calorice, ci vin cu o mulțime de substanțe nutritive, inclusiv vitamina B, vitamine din complexul B și vitamina A. De asemenea, sunt benefice pentru inimă, creier, dureri articulare și ajută la sănătatea ochilor și a pielii.